Vreți să descoperim împreună locuri frumoase în vacanță? Locuri care să vă inspire la pictat și să creezi tu singur mici cadouri de suflet? Dacă da, urmărește videoclipul următor! Sunt Daniela, sunt artist plastic și pictor scenograf. De când cu pandemia, teatrele și sălile de expoziție sunt un pic în stand-by. De aceea m-am gândit să găsesc o altă variantă de a ajunge la sufletul vostru, să vă inspir în continuare, să vă arăt cum putem transforma o zi normală într-o zi creativă, relaxantă, prin descoperiri, prin noi descoperiri de spații, de locuri inspiraționale, de oameni și, nu în ultimul rând, de tehnici de a realiza diferite obiecte și picturi, care pot în final să devină mici cadouri de suflet. Sunteți gata pentru o nouă aventură? Dacă da, abonați-vă la canalul meu de YouTube, dați click pe clopoțel și haideți să vizionăm următorul videoclip. Violet, galben, roz, roșu, oranj, ciclam, o întreagă paletă cromatică ce ni se așterne în fața ochilor odată cu primii pași în grădina botanică. Eu optez pentru galben de data aceasta, culoarea soarelui. Galbenul. Galbenul, lumina astrelor cerești regăsite în flori. Galbenul este sunetul unui clopot care sună în spatele ușii. Galbenul este senzația de căldură când ești lăudat. Este mirosul de floarea soarelui în timp ce te joci. Galbenul este sunetul oricărui tip de muzică. Este senzația după o masă grozavă. Este mirosul unei comori îngropate undeva de desubt. Galbenul este culoarea copiilor care suflă. Galbenul este sunetul prietenului tău care râde. Este senzația pe care o ai când dori. Este mirosul numărului 25. Galbenul. Acolo, în grădina botanică, te simți extraordinar. Te încarci cu energie pozitivă, cu culoare și cu lumină. Glasul păsărilor și chiar și potul lacului îți dă o stare de zen. Și
și un pic de istorie despre Grădina Botanică. Grădina Botanică Dimitrie Brânză a Universității din București. Ea poartă numele fondatorului ei începând din anul 1994, fiind situată în cartierul Cotroceni din București. Sera veche a grădinii botanice a fost construită între anii 1889 și 1891 după modelul serelor din Liege, Belgia. Pavilionul a fost reabilitat în 2011, fiind aranjat ca un colț de pădure tropicală și conținând specii ale mai multor familii de plante exotice. Nu contează ce experiență ai, nu contează dacă greșești, important este să te relaxezi într-o ambianță nou descoperită de fiecare dată. Ce poate fi mai frumos decât un cadou făcut din inimă, din truda proprie, în care pui mult suflet și culoare adusă din natură, iar în colțul din dreapta jos te iscălești? Ceea ce am făcut eu, puteți să faceți și voi. Am luat kitul de pictură pe care vi l-am prezentat într-un video mai demult și am mers cu mare chef de descoperire de nou acolo unde m-au dus pașii. De data aceasta, Grădina Botanică. De data aceasta, galben. Acest video. Dacă da, abonați-vă, dați click pe clopoțel și ne vedem în videoclipul următor. Pe curând!